Bună ziua, sunt Cristina Eremia și vă urez bun venit la emisiunea revistei Psihologii Puterea la Feminin. Astăzi o avem ca invitată pe Andreea Dumitru, coach dedicat feminității, care are proiectul Femeie Împlinită. Bine ai venit, Andreea! Bine te-am găsit, Cristina. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de tine. În primul rând, te-aș invita să te prezinți un pic și să ne spui câte ceva din povestea ta de viață, care e așa un pic atipică și ai trecut și tu prin tot soiul de reinventări și căutări de sine. Cum a început așa câteva repere care te-au adus către a face meseria asta și a vrea să susții și alte femei în transformarea lor? Da, drumul meu a început încă din timpul facultății, mai exact din 2006, când printr-o conjunctură de întâmplări, să zic așa, am avut parte de o experiență care mi-a schimbat cu totul percepția asupra vieții. În acea perioadă eram încă în facultate, cum ți-am zis, și ca orice adolescentă care se respectă, sufeream din dragoste. Și mă despărțisem de iubitul meu din acel moment și eram foarte tristă și nefericită. Aveam senzația că, gata, viața mea s-a terminat. Și ca să fie treaba treabă, aveam și o grămadă de restanțe la facultate, deci viața mea era dezastru. Cu ghilimele de rigoare în acest moment. Acum mi se pare amuzant, dar atunci nu. Și exact în acea perioadă, în vacanța de vară din anul 13, anul 4 de facultate, mă întorceam acasă, eram pe autostradă, veneam spre București, spre Constanța și am avut un accident de mașină. Și accidentul ăla a fost... Eu, în acel accident, eram convinsă că o să mor. Eram foarte convinsă că o să mor. Am avut acea experiență de near-death experience, știi, experiență aproape de moarte, sau cum se traduce în română. Deci, efectiv, în momentul în care am văzut că se răstoarnă mașina, am închis ochii, totul s-a făcut liniște în jurul meu, în suflet, în interiorul meu, eram liniștită, am acceptat că o să mor, eram foarte liniște, nu m-am speriat, nu mi-era frică, eram efectiv. Cred că m-am depersonalizat, sau nu știu cum se spune în psihologie, atunci când ieși din corp și vezi, mă vedeam de deasupra și toată viața mea am văzut așa într-o secundă. Deci a fost o experiență foarte, foarte intensă. De corporalizare De automat, de experiență. corporalizare, așa, da, exact. De conștiință extinsă. Așa, exact, da. Iar nu știu cât a trecut, minute, secunde, nu știu cât a trecut când s-a oprit mașina din cădere. După ce am început eu să-mi revin în conștiință, să-mi dau seama că de fapt n-am murit, după o perioadă am început să mă întreb, ok, am trecut de experiența asta, am ajuns în spital, na, toate nebuniile care s-au întâmplat după. Ideea e că eu am rămas cu o întrebare după această experiență și nu reușeam să înțeleg de ce nu am murit, de ce am scăpat. Cum? Pentru că era contextul în care era clar că nu aveam nicio scăpare și totuși am scăpat. Și mult timp m-am întrebat, dar de ce am scăpat? Și la un moment dat mi-a venit din univers un gând care mi-a spus, dacă ai scăpat, înseamnă că ai o misiune, că tu trebuie să trăiești pentru un anumit motiv, ai un scop pentru care ești pe acest pământ. Dar încă în acel moment nu înțelegeam care e scopul meu, care e misiunea mea. Și astfel am început eu căutările. De atunci am început căutările. Mi-a luat câțiva ani ca să ajung la conștientizarea că misiunea mea în această viață, pe acest pământ, este să fiu life coach, să inspir femeile, să le susțin, să le ajut în drumul lor de la, eu știu, cum era cazul meu, nefericire, lipsă de scop în viață, da? Să le ajut să treacă la a-și descoperi misiunea personală, la a trăi o viață împlinită, la a-și lua puterea înapoi,
la a deveni femei autentice, practic. Și ulterior am început să, în urmă cu aproape 9 ani deja se fac, am lansat blogul Femeie Împlinită și de atunci eu asta fac. Lucrez cu femeile pentru a le ajuta pe drumul lor. Dincolo de experiența asta dramatică și evident una de transformare, de conștientizare și de multe ori în viața mai multor oameni când trec pe crize de transformare se produc astfel de evenimente dramatice care să îi trezească un pic la o altfel de realitate, un alt mod de a fi, un alt stil de viață, să conștientizeze că drumul pe care erau probabil nu-i ducea acolo unde, mai zici și tu, undeva e un scop, e un țel, e ceva de împlinit pentru sufletul nostru. Ce lucruri deosebite ai mai trăit între timp până să ajungi să fii coach? Știu că ai avut o experiență și în altă țară, ai mai călătorit. Cum a fost impactul unei alte culturi, în ce fel te-a ajutat și asta, de asemenea, să îți înțelegi mai clar misiunea și ce ți dorești să faci și cum? Așa este, am călătorit mult prin mai multe țări, prin lume, în căutarea mea de sine, practic, să mă descoper eu pe mine. Pentru că, așa cum ți-am spus deja, acel moment, acel eveniment a fost doar începutul. A fost momentul în care eu am înțeles că viața e mai mult decât o vedeam eu, că totuși problemele pe care eu le consideram probleme în acel moment, de fapt, erau doar create de mintea mea și că practic scopul lor nu era acela de a-mi face mie viața mai nefericită și mai, eu știu, tristă, și dimpotrivă, scopul lor era acela de a-mi face pe mine să caut în interiorul meu, să devin o femeie mai puternică, mai hotărâtă, să mă descoper pe mine, ca apoi să pot să-mi îndeplinesc menirea mea în viață. Cât despre călătoriile mele prin lume, am avut într-adevăr o mulțime de experiențe care m-au ajutat fiecare în felul ei să cresc, să mă cunosc, să descoper lucruri noi despre mine și să ajung să mă reinventez așa bucată cu bucată, experiență cu experiență, ca să ajung aici unde sunt acum. Și încă n-am terminat, deci cred că este un drum pe care toți trebuie să-l parcurgem toată viața, să ne reinventăm și să ne redescoperim pe măsură ce câștigăm experiențe de viață. Dacă poți să ne spui câteva din țările în care ai trăit și în ce fel impactul unor culturi diferite te-a ajutat și pe tine să conștientizezi poate niște tipare culturale cu care tu te-ai născut, pe care le-ai învățat, în care ai trăit și diferențele și în ce fel ai dorit să aduci schimbare în mediul din care ai plecat. Sigur. Păi în primul și în primul rând, primul șoc cultural sau impact pe care l-am avut a fost în prima mea călătorie mai lungă, în Anglia, unde am locuit, cred că vreo jumătate de an, în jur de jumătate de an am stat acolo. Atunci am fost ca și au pair, dacă știți ce înseamnă asta, e living nanny, adică stăteam cu o familie de englezi, aveam grijă de copilul lor și eram efectiv ca un fel de parte a familiei, sora mai mare a acelui copil, îl duceam la școală, ne întorceam, ne plimbam în parc, făceam lecții, ne jucam. Era așa un fel de schimb cultural, oarecum. Și ce am învățat eu din acea experiență, pentru mine a fost revelatoare. Am locuit cu o englezoaică, o single mom, o mamă singură, care avea un băiețel de 6 ani atunci, eu având 23-24.
Și ce mi-a plăcut cel mai mult la acea femeie, încă țin legătura cu ea și acum, după ani de zile. Ea era, deci cum am zis, o single mother, era budistă, era foarte relaxată, la ea nu se, orice problemă o rezolva atât de frumos și atât de liniștit, ceea ce eu nu văzusem așa ceva, adică eu veneam dintr-un mediu în care, na, știm și noi toți, am trecut, am străbunicii, bunicii, părinții au trăit o perioadă destul de mare în comunism, erau învățați să se sperie din orice, deci la mine în familie când era o problemă, e problemă, deci se activau toți și se mai simțea așa o energie, așa o presiune. Eu la început mă speriam când eram în Anglia, că nu știam, zic, aoleu, acum ce o să se întâmple? Ea era atât de relaxată, deci eu nu pot să explic în cuvinte cât de relaxată și cât de mult m-a, wow, m-a uimit, eram, deci conștientizam un nou mod de a face față provocărilor din viață pe care eu până la acea vârstă nu le văzusem. Nu văzusem acest mod. Să iei cu detașare și cu relaxare provocările, să le vezi într-un mod în care să nu le permiți să te afecteze în interior. Eu asta nu văzusem până la acel moment din viața mea. Și am fost intrigată. Trăiești personal și dramatizând. E cumva o ieșire din dramatizare și din a exagera niște probleme, dificultăți, amplificându-le intern. Că până la urmă toată viața noastră e un construct mental și ține de cum interpretăm realitatea, de sensurile pe care le dăm lucrurilor care ni se întâmplă. Absolut, exact. Da, că tot este o interpretare interioară. Poți să o interpretezi că e sfârșitul lumii sau poți să zici, ok, e o situație, hai să vedem cum o rezolvăm. Dar eu până acel moment nu știam acest mod de gândire. Și pentru mine a fost, wow, există alt mod de a aborda problemele sau provocările. A fost o experiență extraordinară pentru mine. Ăsta e primul lucru pe care l-am învățat în acea perioadă în care am stat în Anglia. Un alt lucru, mai pământean, dacă pot să-l numesc așa, a fost faptul că acea femeie la care eu locuiam avea un job, dacă pot să-l numesc așa, care îi plăcea. Deci lucra ceva, făcea ceva din pasiune. Ea era pasionată în ceea ce lucra ea. Avea flexibilitatea de a lucra de acasă, ceea ce în acel moment eu nu știam că se poate. La 24 de ani eu nu știam că tu poți să lucrezi, să faci ceva ce-ți place, să ai flexibilitate, să lucrezi de acasă sau să-ți faci tu programul cum vrei tu. Eu vin dintr-o familie în care părinții mei au fost ingineri, toată viața au avut program, s-au dus la serviciu de dimineață până seara. Mătușă, doctor, unchi, economist, toți au avut serviciu, se ducea la program. Nu știam că se poate lucra altfel. Și văzând că această femeie lucra, își făcea singură programul, era foarte flexibilă, îi plăcea ceea ce făcea, din nou, a fost un wow pentru mine, adică poți să faci ceva ce-ți place, dar cum știi ce-ți place? Acum poate pare banal ceea ce vă povestesc eu aici. Însă atunci pentru mine a fost o descoperire, parcă am descoperit o altă lume. Nu știam ce îmi place, nu știam cum pot să aflu ce îmi place. Însă faptul că am văzut că se poate să faci ceva ce îți place, să fii flexibil, să ai libertatea de a-ți alege tu programul, mi s-a părut extraordinar, mi s-a părut că e efectiv o lume pe care eu nu știam că există, nu o descoperisem până atunci. Și am venit efectiv transformată din acea experiență, din acea perioadă în care am stat în Anglia. Am venit cu idei noi și eram hotărâtă să găsesc și eu ceva care să-mi placă, să lucrez, ceva care să simt eu că mă împlinește. Și pe deasupra să mai am și libertatea și flexibilitatea să lucrez când vreau eu, cum vreau eu, adică să-mi fac eu singură program. Nu știam că pot așa ceva. Până atunci nu am știut acest lucru. Și da, a fost o experiență extraordinară pentru mine în acel moment din viața mea. O altă țară care te-a ajutat să mai ai niște insight-uri și să îți definească și mai clar parcursul?
A fost apoi, după câțiva ani, am locuit un an de zile în Italia. Și am plecat în Italia flower power, adică plină de entuziasm, cu vreo 150 de euro la mine. Habar n-aveam ce o să fac. Mă îndrăgostisem și eu și am plecat acolo după iubirea vieții din acel moment și zic, o să mă descurc. Și am ajuns acolo și mi-am dat seama că, băi, dar eu ce fac aici? Că la un moment dat trebuia să mai și lucrez, că nu aveam bani, nu puteam să stau pe banii iubitului la nesfârșit. Și zic, ok, mi-am adunat eu puterea, zic, mă apuc să-mi caut de muncă. Și aveam niște prieteni români acolo care m-au încurajat foarte tare. Adică mi-au zis, Andreea, n-ai nicio șansă. Nu știi limba, nu ai experiență. Minunat încurajat. Minunat. Adică ele care erau de ani de zile acolo. Eu nu vorbeam o boabă italiană. Și eu eram hotărâtă, fără nicio boabă de italiană, să-mi găsesc de muncă și să mă descurc. Și ele, fete realiste, de altfel. M-au zis, Andreea, nu se poate așa ceva. Doar poate să lucrezi, eu știu, badante, știi, să ai grijă de cineva, de un bătrân și atât. Altceva nu. Eu zic, nu, eu pot să fac altceva. Eu deja știam și ce voiam să fac. Dar m-au asigurat că nu se poate. Și atunci, eu, încăpățânată din fire, m-am hotărât să nu le ascult. Însă, ce m-a ajutat cel mai mult a fost că aveam la mine... deci asta a fost acum vreo 10-11 ani. Nu era un internet foarte bun în Italia pe vremea aia. Apropo, nu știu dacă știți, dar cel mai bun internet din Europa e în România. Cea mai bună conexiune. Așa. Acolo aveam internet cu țârâita, deci nu mergea de niciun fel, deci nu puteam să stau online tot timpul să caut lucruri motivaționale și așa mai departe. Și aveam o carte la mine și tot citeam din ea, o carte de dezvoltare personală. Și zic, păi dacă tot sunt într-o situație în care ori mă descurc, ori mă descurc, hai să aplic și ce învăț aici. Și efectiv m-am încăpățânat să nu ascult. Zic, hai să vedem ce se întâmplă. Deci mi-am pus acea experiență, zic, hai să fac un experiment, să vedem, merge sau nu merge. Deci eu atunci am început să studiez dezvoltarea personală, dar încă nu eram foarte convinsă că nu pusesem atât de mult în practică. Deci vorbesc de acum 10 ani în urmă. Și zic, hai să vedem ce iese. Și efectiv m-am încăpățânat să fac un experiment și am început să pun în practică ce învățam. Să nu ascult de cei din jur, să-mi urmez viziunea mea, visul meu și așa mai departe. Și eram hotărâtă, zic, îmi găsesc un job undeva unde pot să, unde nu, să nu trebuiască neapărat să știu italiană, să fac bani mulți și să mă distrez. Ușor, nu? Da. Bineînțeles că prietenele mele spuneau, Andreea, coboară picioarele pe pământ. Dar eu nu voiam. Și noi în fiecare weekend ieșeam într-un pub, un Irish pub, da? Unde era chiar foarte, foarte frumos, ne distram, era muzică, era atmosferă, erau mulți străini. Și eu așa, cu curajul meu nebun, zic, eu o să-mi iau job aici. Și m-am dus frumușel la ei și le-am zis, nu căutați angajați noi, și m-am zis să le aduc un CV. Și le-am adus, bineînțeles că în CV-ul ăla am înflorit ce am știut eu, că eu aveam experiență în pub-uri. Pă bun, eu nu aveam niciun experiență, dar nu conta, eu am scris acolo, deci am avut foarte mare curaj, știi? Am scris că mă descurc, zic, bă, cât de greu este să servești niște beri și să... Pana mea, nu poți fi atât de greu. Și m-au chemat la interviu, irlandez fiind proprietarul, am vorbit în engleză, tot staff-ul era Irish, British, deci toți vorbeau numai engleză. Și m-au luat din prima, mi-au zis că hai la, vino la o zi să lucrezi, să încerci, să vedem dacă te descurci și vedem după aia. M-am descurcat din prima. Chiar dacă eu nu aveam nicio experiență, dar atâta m-am programat să mă descurc, zic, băi, cât de greu poate să fie să servești niște băuturi și să socializezi cu oameni, că oricum eu sunt sociabilă. Și a mers atât de bine și exact am obținut acest job la care eu visam să fac și bani, să fie și frumos, să mă și distrez și să n-am nevoie de italiană. Și asta doar pentru că m-am hotărât să experimentez treaba asta cu gândirea pozitivă, cu dezvoltarea personală, auto-coaching, practic, mă coachiam eu pe mine. Și am văzut că a mers. Și zic, ok, dacă merge, înseamnă că ăsta-i drumul.
Și practic aia a fost prima mea realizare mare pe care am avut-o folosindu-mă pur și simplu de curajul meu de a încerca niște lucruri pe care eu nu le mai făcusem până atunci. De a lua mot-a-mot ce învățam în cărți, urmează-ți visul, ai încredere în tine, nu asculta de cei din jur, vizualizează. Deci tot ce citeam mot-a-mot din cărți de dezvoltare personală, pe aia am aplicat și mi-a ieșit. Și asta a fost. Și mai departe, cum a fost procesul și de formare și tot ce a urmat când tu te-ai hotărât că vrei cu adevărat să fii coach și ce ai experimentat și trăit pe propria piele să-i susții și pe alții să facă asta? Da, asta cu descoperirea scopului meu, menirii mele, să zic așa, când am luat decizia că vreau să fiu coach, a fost din nou o experiență foarte interesantă și foarte frumoasă. Nu mai știu, tot așa, cred că au fost vreo 11 ani de atunci deja. Eram în căutări, deci eram în căutări, tot căutam, tot experimentam, citeam și la un moment dat începusem efectiv să-mi pun întrebarea obsesiv ce-mi doresc eu, ce-mi doresc eu. Am făcut listă, te învață căuci, fă listă, fă cu pro, cons, ce-ți place, ce nu-ți place, la ce ești bun, la ce nu ești bun. Dar nu-mi pica fisa. Deci nu realizeam că, băi, e coaching, e dezvoltare personală, asta faci, asta aplici în viața ta. Deci nu, încă nu mi se aprinsese acel felinar, reflector, să zic așa. Și, deci am avut o parte de experiență, wow, efectiv, tot căutând, întrebându-mă și... efectiv mergând la cursuri de dezvoltare personală, citind și tot întrebându-mă eu obsesiv care-i drumul meu, care este scopul meu, pur și simplu m-am trezit într-o dimineață și mi-a venit din univers, nu am altă explicație, mi-a venit efectiv informația, asta este drumul tău, să fii coach, să inspiri pe alții. Eu deja făceam asta, dar nu îmi dădeam seama, deci nu conectam informația cu... connect the dots, ca să zic cum e în engleză. Nu reușeam să-mi dau seama că, bă, dacă eu fac asta, eu cu toți prietenii îi motivam, îi susțineam. Asta încă de mică, eu eram șefa clasei la școală, ca să fac așa o paranteză, și îi susțineam pe toți, îi încurajam, hai că puteți, suntem cei mai tari. Dar nu puteam să realizez atunci că ăsta e destinul meu, că nu știam atunci cum să ce la coaching, cum poți să faci bani din a susține oamenii, de a-i motiva și așa mai departe. Și efectiv mi-a venit informația asta din univers, mi s-a aprins așa un reflector, ăsta este drumul meu. Deci drumul meu este efectiv să fiu life coach, să susțin și să motivez oamenii, să motivez femeile, să le ajut să-și construiască niște vieți care să le împlinească, în care se simte ele împlinite. Pentru că eu mult timp, neștiind care-i drumul meu, nu mă simțeam împlinită. Eram în căutări, multă vreme nu înțelegeam care-i scopul meu în această viață, pe acest pământ. Și în momentul în care eu mi-am descoperit menirea, deja s-a dat așa un vâl de ceață la o parte și mi-a fost clar că ăsta e drumul meu și că făcând ceea ce, ascultând chemarea sufletului, da? Practic îți găsești împlinirea în viață, pentru că orice alte provocări ai, dacă tu știi care e drumul tău, ai așa un scop, o claritate asupra vieții tale, îți este mult mai ușor să rezolvi orice provocări pe care le ai în viață, pentru că ai deja claritate. Și dacă mă fac înțeleasă. Eu am trecut prin proces, deci pentru mine e foarte clar. Da. Nu știu dacă am răspuns. Contează mult și suportul pe care îl primești și cum te ajută cineva să reflectezi la evenimentele din viața ta. Uneori poate să apară mesaje și în vise, cum mi s-a întâmplat mie, și să și primești mie informația cumva așa, direct. Dincolo de evenimente de viață care te ghidează sau oameni pe care îi întâlnești și îți aduc insight-ul sau cărți, cum ai spus și tu, care îți dau câte un aha, îți aduc o conștientizare, sunt multe repere pe care le poți avea
să descoperi care e misiunea personală și cum să ajungi să o împlinești. Cred eu că cea mai mare provocare, cel puțin din ce observ în jurul meu, este conștientizarea faptului că avem o misiune personală. Pentru că prea mulți oameni trec prin viață fără să înțeleagă acest lucru vreodată. Merg pur și simplu, se lasă duși de viață, dar nu conștientizează că ei au putere în viața lor. Că nu viața li se întâmplă lor, ci ei pot să-și creeze o viață așa cum vor ei, cum simt ei. Și atunci, cred că cea mai mare provocare este să conștientizezi, să înțelegi că ai o misiune în viață și că este responsabilitatea ta să o descoperi, să o înțelegi, să o conștientizezi și că tu ai putere asupra vieții tale. Tu poți să iei frâiele vieții tale în mâinile tale, da? Și să îți ghidezi viața în direcția în care rezonează cu tine, acolo unde simți tu că e drumul tău. Și ce nu să te în bătaia vântului, da. La femeile cu care lucrezi tu, cu ce probleme se confruntă ele, cu ce dorințe și cerințe vin la tine, din ce condiționări încearcă să iasă? Of, femeile au foarte multe condiționări, foarte multe frici. Probabil toți oamenii în general avem, suntem programați în diferite moduri. Femeile în general... Poate în România există niște tipare mai pregnante decât că ai treci în alte medii și mentalități. Ce ar fi poate distinctiv aici față de alte țări care poate sunt mai empowering față de femei? Așa este. Păi, în primul rând, exact cum ai spus tu, empower. Femeile nu știu că au putere. Nu sunt conștiente de puterea lor. Nu au fost de mici, nu au fost învățate, nu au fost ghidate să conștientizeze că ele au acea putere interioară, că ele au resursele proprii să își creeze viața așa cum simt ele, cum își doresc ele. Și de mici ele și-au dat puterea. La început, eu știu, părinților, familiei, comunității, care le-a programat și le-a modelat și le-a învățat să fie într-un anumit fel, să gândească într-un anumit fel, să se comporte într-un anumit fel, să aibă impresia, prea multe femei au impresia că ele singure nu se pot descurca sau că e greu. Bine, e greu, dar asta înseamnă că nu te poți descurca, da? Dar prea multe femei aleg să depindă de alții, în general de un bărbat, de un soț, da? De o familie, de cineva, decât să își ia puterea în propriile mâini și să decide ele pentru viața lor. Să zică, păi știi ce, ceea ce se întâmplă acum nu mă mulțumește, nu mă împlinește, decid să îmi iau responsabilitatea că nu mai vreau să merg în direcția aceasta, să ascult de soț, de părinți, de vecini, care de ai colegii de la muncă și așa mai departe, da. Care ai observat că este prețul plătit când îți lași visele și dorințele personale deoparte și cauți să faci pe plac celorlalți și consider că a fi femeie înseamnă să te sacrifici pe tine însuți și însăți și să urmezi acest model cultural de fată cu minte, nevastă bună, mamă care se sacrifică și așa mai departe? Aici prețul suprem, zic eu, cel mai mare preț, și anume să te depărtezi de tine, de sufletul tău, să pierzi conexiunea cu autenticitatea ta, cu cine ești tu, ajungi să nu mai știi cine ești tu. Sau probabil, nici poate multe dintre noi, nici măcar nu am fost vreodată învățate să ne dăm seama cine suntem cu adevărat. Da? Probabil că la un moment dat în viață femeile au auzit această voce interioară care a încercat să le spună ceva, însă noi fiind atât de ascultătoare,
da? Am ascultat de părerile celor din jur, am ținut cont de ceea ce ne-a spus familia, de ceea ce ne-a spus societatea și așa mai departe. Am ales să ascultăm de cei din jur pentru că nu am avut încredere, nu am fost învățate să avem încredere în noi. Și am renunțat la visele noastre, am renunțat să ascultăm de vocea noastră interioară și deja la un moment dat vocea aia cred că a obosit și a tăcut. Nu am mai putut să ne mai conectăm la ea. Și atunci femeile ajung într-un stadiu în viața lor în care se simt neîmplinite, se simt, eu știu, epuizate, poate, obosite să trăiască o viață care nu le împlinește. Însă cea mai mare problemă este că ele nu înțeleg de ce au ajuns acolo și ele consideră că asta e viața, că toți trăim în felul ăsta, că toți avem provocările astea și că e normal să fie așa. Și în momentul în care ajungi să crezi că ceea ce trăiești tu, chiar dacă nu te împlinește, este normal, că vezi în jurul tău că majoritatea au aceleași probleme, deja în acel moment ai renunțat. Ai renunțat la tine, la visele tale și ai acceptat, te-ai resemnat să trăiești o viață așa cum e, pentru că așa este la toată lumea, așa vezi în jurul tău și nu crezi că se poate altfel. Care e așa un instrument, poate, pe care l-ai folosit mai des ca să susții femeile în această conștientizare, în acest proces de a se regăsi pe sine și a-și aduce puterea înapoi? Primul instrument, dacă pot să-l numesc așa, este, cel puțin eu așa am folosit-o și văd că a funcționat, a ajutat foarte mult, a fost pentru mine puterea exemplului. Adică am ieșit și le-am spus, uite, asta am făcut eu, de aici am plecat, aici am ajuns, am putut, se poate. Da? Pentru că cel mai mult inspir și ajuți prin puterea exemplului. Că dacă eu văd că cineva a reușit să facă ceva în viața ei, ceva ce poate și eu îmi doresc, da? Atunci mă inspiră și încep să prind curaj să-mi doresc și eu mai mult, să mă interesez cum aș putea să fac și eu. Cum ai făcut? Ce ai făcut? Cel puțin la mine asta a funcționat și văd că funcționează în continuare. Apoi, bineînțeles, coachingul, discuțiile, tehnici de coaching, și cred eu că cel mai ușor, poate, să zic așa, nu știu dacă ăsta e cuvântul dacă ăsta e cuvântul pe care trebuie să-l folosesc, dacă e ușor sau e mai rapid să le motivez pe femei, este să încerc să le arăt, să le fac pe ele conștiente de cum ar arăta viața lor dacă ar schimba ceva. Adică să le învăț să viseze, ca să vă spun cât mai simplu. Pentru că nu suntem învățate să visăm, nu ne dăm voie să visăm, nu ne permitem. Și dacă ne vine un vis în mintea noastră, în sufletul nostru, îl împingem. Nu-i de mine asta, nu se poate. Și atunci zic, ok, hai să visăm. Nu te costă nimic. Da? Hai să dă-ți voie să visezi. Cum ar arăta viața ta? Și atunci încep să se entuziasmeze și să-și dea voie încet, încet să acționeze spre, în primul rând, să înceapă să creadă în visele lor, da? Să prindă curaj și apoi să acționeze pas cu pas spre a le îndeplini. Cum a fost și este pentru tine experiența de mamă, mai ales mamă care își crește copilul singură și cum ai căpătat tu curajul să faci asta? Da, a fost o experiență și pentru mine a fost un drum. La început a fost destul de greu pentru că nu eram pregătită în acel moment. Nu, a fost o surpriză, dar probabil așa a trebuit să se întâmple. Universul a zis, ia-o că trebuie să te descurci, da? Și la început a fost într-adevăr o provocare foarte mare.
Însă, în acest moment, sinceră să fiu, nu văd viața fără ea, fără fii mea, fără fetița mea, care a venit să mă învețe niște lecții extraordinare. A venit să mă învețe, în primul rând, lecția iubirii. Pentru că eu asta nu am învățat-o din familia în care, din care vin eu. Stau și mă uit la ea și mă întreb de unde copilul ăsta are atâta iubire, atâta înțelegere. Eu și dacă mă supăr pe ea și o cert, eu când eram mică și mă certa maica mea, eu fight back, știi, mă certam cu ea. E, fii mea nu se certă cu mine, fii mea vine și mă ia în brațe și mă pupă și îmi spune că mă iubește și... Și atunci pentru mine este un stop joc, știi? Și trebuie să mă reinventez, să zic ok, deci trebuie să învăț ceva nou din chestia asta. Și să știi că nu este greu, pentru că am un copil extraordinar de... Extraordinar, nici nu știu cum să spun. Ne înțelegem foarte bine, mă ajută să mă înțeleg eu pe mine, să învăț lecții noi despre viață și mai ales să mă educ eu și să cresc eu, să mă dezvolt eu, pentru că deja trebuie să... Am fost forțată să ajung la alt nivel ca să pot să fac față situației. Și acum deja sunt la nivelul la care eu învăț lecții de la ea. Și este extraordinar. Sunt foarte recunoscătoare pentru experiența asta de viață. Da. E vreo recomandare pe care îi face-o mămicilor singure? Un sfat, o încurajare, nu știu. În primul rând, cred eu că ar trebui să se uite la copiii ei lor și să vadă ce lecții au venit să învețe. Deoarece copiii au venit cu siguranță să ne învețe ceva. Chiar și un copil care este, eu știu, mai furios, mai nervos, mai, eu știu, dificil, cum s-ar numi în societate, a venit să învețe ceva. Și ceva ceea ce este în tine, dar tu nu ai știut să exprimi, nu ai știut să înțelegi, nu ai știut să arăți. Da? Și acel copil, practic, îți ține o oglindă, da? Și îți spune, ia uite, mami, ce trebuie să știi tu. Da? Deci, eu am fost o războinică toată viața. Eu să învăț să fiu iubitoare și înțelegătoare și să nu judec oamenii, mi-a fost foarte greu să învăț. Și asta mă învață fiimea, să iubești necondiționat, să accepti oamenii așa cum sunt, cu bune, cu rele, să nu-i judeci. Ceea ce mie mi-a fost destul de greu. Așa, eu așa am fost crescută, să judec tot, să fiu foarte cerebrală, să fiu foarte, așa, cu mintea foarte ageră tot timpul, să observ oameni și mereu să-i critic. Ia uite, ăla n-a făcut aia, n-a zis aia, ia uite ce... Știi, mereu să fiu, bine, și critic de sine în primul rând. Primul lucru pe care îl fac era să mă critic pe mine. Iar copilul a venit să mă învețe că, băi, n-ai de ce să critici, e ok așa cum e. Acceptă și iubește lumea așa cum e, pentru că nu ai cum să-i schimbi, poți doar să... Și de fapt o să-i schimbi doar iubindu-i și acceptându-i. Și pentru mine asta a fost o lecție... Wow! Da, tale, da. Wow, da. Da, și deja cred că asta este mesajul cel mai bun și cel mai, eu știu, prețios pe care poți să-l dai unei mame. Să-și vadă copilul și să înțeleagă ce lecție a venit el să o învețe? Ce are ea de învățat pentru ea sau de vindecat la ea? Da, mi se pare foarte important ce ai spus, că copilul este o oglindă și ne poate aduce la lumină poate unele din umbrele noastre sau din valorile pe care nu le-am conștientizat sau... Sunt, într-adevăr, provocări foarte diferite în funcție de fiecare copil, părinte și experiențele pe care le-a avut fiecare în dezvoltarea sa. Și orice părinte, orice copil te face să te confrunți copilul din tine, de fapt, să te uiți la el altfel. Poate cu mai multă iubire, toleranță, grijă, decât
că în general se știe, copiii imită ce fac părinții. Dacă un copil a fost criticat, va critica și se va autocritica. Dacă a fost pedepsit, va tinde să se pedepsească sau să fie mai dur cu ceilalți și intolerant. Și atunci, cred că o lecție de răbdare și toleranță cam o au toți părinții în diferite grade. Și să învețe și toleranță față de ei și, și propriile lor greșeli. Că nu poți fi un părinte perfect care să le facă pe toate impecabili să crească copii perfecți. Asta ar fi ideal, dar într-adevăr nu cred că este posibil. Dar fiecare are ceva de învățat, are drumul lui și are ritmul lui în care le învață și le asimilează lecțiile acestea de viață. Da. Din păcate, timpul nostru împreună s-a cam scurs și știu că deja? Întotdeauna trece foarte repede. Care e așa un ultim lucru, un îndemn de inimă pe care îl adresezi tu persoanelor care ne urmăresc? Să aibă curajul să fie, să-și asume autenticitatea lor, să fie autentice, să se exprime așa cum simt ele, chiar dacă li se pare că vor fi și probabil vor fi judecate, criticate de cei din jur. Dar întrebarea mea este ce alegi să îi please, să-i mulțumești pe cei din jur, da? Să nu le dai motiv să te critique, să fii așa cum se așteaptă cei din jur la tine, da? Sau să-ți mulțumești tu sufletul tău, să fii în armonie cu tine, cu sufletul tău, să știi că ceea ce faci, faci pentru că asta simți tu, nu pentru că spun cei din jur că ai trebui să faci sau n-ar trebui să faci. Deci, mesajul meu este să-și asculte sufletul. Ok. Mulțumim mult pentru mulțumesc. Poveștile și energia ta frumoasă și inspiratoare. Și le reamintim celor care ne urmăresc că tot felul de informații, surprize, insight-uri îi așteaptă citind paginile revistei Psihologii și invităm chiar să-și facă un abonament pentru a primi frecvent din această sursă de cunoaștere pe atât de multe teme importante legate de dezvoltarea proprie și a celor din jur, cât mai armonioasă, cât mai frumoasă, în echilibru cu sine și cu lumea. Și ne revedem joia viitoare la 4:30, ca de obicei, cu emisiunea Puterea la Feminin. La revedere! La revedere!